Ai, ce pui mei, bă, că ce tâmpenii am cumpărat efectiv, mă. Bă, cum pute? Nici nu m-a testul suprem! Aqualive! 89 de lei! Avem aici TikTok! Bă, ce e asta? 2182 de lei echipa, atât am cheltuit în vlogul trecut pe care tocmai l-am postat pe YouTube. Ce vedeți aici pe masă sunt produsele de pe TikTok. Atenție, am intrat pe For You, am stat 10 minute acolo și toate reclamele care mi-au apărut, tot ce înseamnă PayPal și absolut orice, am cumpărat. Au ajuns produsele și în vlogul de astăzi vreau să facem un unboxing și implicit un review la produsele pe care le-am cumpărat. Așa că let's go! Pe cuvântul meu, dacă vine să cred că am făcut asta, cum să intri pe For You, să cumperi tot ce-ți apare acolo, ești nebun la cap. Începem direct cu primul produs. Avem aici farmacia de detergent. Ăsta este un produs mai degrabă pe care nu o să-l folosesc eu, dar vreau să vă spun că acesta vine frumos. Un sticker, încă un sticker și avem aici un plic pe care scrie deschide-mă. Hai să-l deschidem. Ia uite-l aici frumos pe Ilie Pană cu toată povestioara lui despre farmacia de detergent. Îți mulțumim frumos. Și aici avem una bucată detergent și a doua bucată detergent. Produsul acesta a costat 179 de lei. 179 de lei pentru două bidoane de 5 litri de detergent. Nu mi se pare mult, mi se pare ok. Și nu știu câți e. Câți erau ăsta? O lună, două, câți e un detergent? 10 litri. Ne ajung azi. Sunt două diferite, mix. Hai să vedem. Știi că dacă vărs un strop de detergent pe masă, s-o dus pe baston postavul, nu? Are, nu treci la următorul. Are protecție pentru copii, deci nu am cum. Cum să trec la următorul, mă? Vă duc rapid, îl bag în mașină, îmi bag ăsta și revin cu el imediat să vedem cum miroase și cum spală. Fii atent. Bă, altceva, mă, deci... Fai de capul meu cum simt acum, parcă e chiar altceva, deci e un miros, tot se simte mult mai diferit. Ilie Pană, mulțumesc frumos de acest produs. Și mai departe la produsul numărul 2. Avem frumos următorul produs, care este un cap de duș. Cap de duș am zis, nu? Sincer să fiu cu voi, chiar nu vroiam să cumpăr acest produs, nu este necesar, pentru că, așa cum spuneam și în vlogul trecut, am deja un duș și unul destul de ok, bine din tavan, frumos și tot ce trebuie. Înainte să desfac, uitați-vă la cutie. Ăsta au costat 89 de lei echipa, 89 de lei, sincer, când l-am cumpărat am crezut că e ceva mai solid, mai cum trebuie, mai mare și așa. Aparent nu, e destul de micuț și el arată cam așa, pare fain. Ia să vedem ce avem aici. Ia uite. Bă, ăsta nu e de chiuvetă, mă. Nu cred că e de duș ăsta. Nu, e de chiuvetă. Îl pui la chiuvetă ăsta, mă. Așa e? Ia, hai să vedem. Da, mă, ăsta e de chiuvetă. Hai să vedem. Deci ăsta trebuie dat jos, nu? Bă, ce ușor se montează! Ești nebun? Easy. Cred că mi-am luat brain damage, mă. Deci ăsta ar trebui să se rotească pe el, nu? Atât, gen? Asta e tot? N-are ceva protecție. Bă, ce ușor se montează! Bă, aveam punga aia, ceva garnitură, ia stai un pic. Asta, măi, vezi, are garnitură din asta, ia, și se pune acolo frumos pe ea. Ia uite. Poate trebuie numai strâns, mă. Ei, oricum! Du-te! Lorine! Sau garnitura asta vine pusă pe ea, mă, că se întinde? Dar și noi proșcă, dar n-avem manual de instrucțiuni, mă. Tăt, m-am udat. Ia. Bun, am pus garnitura și se rezolvă ceva. Ușor. Ai văzut cum am rotit? Din corp. Așa se rotește. Cum? Din corp. Nu, că hai să urmărim instrucțiunile, mă. După multe defecțiuni tehnice, tocmai l-am montat off-camera. A fost foarte simplu, nu a trebuit decât să punem o garnitură aici și acest cap de chiuvetă dur sau ce îi funcționează absolut perfect. Ia uitați cum curge de aici frumos apa, iar aici are niște moduri în care poți să schimbi. Opa, avem jet așa, jet așa și așa mai departe. Super produs, 89 de lei, recomand, chiar este super, super practic. Abia aștept să spăl vasele cu el. Jos în bucătărie, aici l-am băgat așa numai de probă, că asta nu folosesc, nu știu ce cu baia asta. Hai, în vlogul de astăzi ne și culturalizăm, citim o carte
Și am cumpărat tot de pe TikTok, de pe Sponsored, avem creier sănătos, minte sănătoasă, Dr. Daniel Amen. De la Mihai Morar Oficial am văzut reclama, am cumpărat cartea, o să o citesc mâine seară. După ce a interpretat peste 170.000 de tomografii ale creierului pentru pacienți din 121 de țări, doctorul Daniel G. Amen, specialist în psihiatrie și imagistică medicală, îți prezintă obiceiurile și mentalitățile persoanelor reziliente emoțional. Abia aștept să văd, mulțumesc frumos de recomandare Mihai Morar, pentru această carte care a costat 59 de lei. Dezvoltare personală. Let's go! Dacă tot suntem la capitolul cărți, mergem mai departe la o altă carte, dar de data asta ceva mai diferită. Bă, aia mi-o dat for you, aia am cumpărat. Cartea asta, eu nu o să am ce să fac cu ea, așa că o să vă dau la voi, Florin QWERTY, pe Instagram, dacă cumva aveți nevoie de o astfel de carte, de o evaluare națională pentru gen de matematică. Raul, zic bine ce zic? Asta e cartea. Da, materie structurată. Materie structurată. Bă, deci vlogul ăsta parcă e perfect așa de reclame, de chestii genul ăsta. Ia uitați aici frumos, cartea de matematică. Asta a costat nici mai mult, nici mai puțin decât 81 de lei. Bă, 81 de lei? Adică totuși s-ar putea să aibă un impact foarte mare asupra elevilor și, sau, da, elevilor, pentru că e pentru clasa 8-a, nu? Următorul produs! Tot așa, pe Instagram, Lorin QWERTY, acolo. Dacă cumva vreți acest joculeț, nu te supăra, frate, tot de pe TikTok. Bă, asta îmi dă TikTok cu efectiv reclame. Nu te supăra, frate. Nu știu, m-au văzut, m-au căutat în bio, în alea. Au văzut că sunt, nu știu, un client, un potențial client pentru ei. Și mi-au dat jocul ăsta. Și este jocul, nu te supăra, frate, ha? Da. Da? Nu-l desfacem, că dăm cadou. Ăsta e cu zarul, muspionul, depinde cât dai și care ajunge în capăt. Nu te supăra, frate, dar te-am bătut. 40 de lei. Let's go. Next. 139 de lei. Atât a costat următorul produs, care este un hanorac de pe About You. Cum e? E... Ce scrie aici? T-T-W-D. Chiar aș vrea să văd cum îți stă cu hanoracul acela, Lorin. Sigur că da! Haide să-l luăm, să-l probăm! Bă, nebun! Eu ți-am arătat spate. Asta e fața, mă. Ia. Adevărata fața hanoracului. Yo, man! Ești chill. Ești chill? E chill. Bam, 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 bam. Ia! Oh, ah. A plecat. Bă, am cheltuit la bani pe vlogul ăsta. Dă-te efectiv. Efectiv. Și dacă stau să mă gândesc, 139 de lei. Bun. Ăsta, da, e ok. Nu-s bani cheltuiți sau pierduți sau ceva. Dar în schimb, ziceți voi ce credeți că e useful și ce nu e useful. Ce o să folosesc din toate produsele astea și ce nu o să folosesc. Nu știu, dar dacă tot ziceți acolo și scrieți în comentarii pentru algoritm și toate alea, nu credeți că este momentul perfect al videoului să vă spun să dați subscribe? Pentru că așa se spune în instrucțiunile vieții etice ale YouTube-ului, că dacă vă spun, chiar o veți face. Vă mulțumesc frumos pentru că dați subscribe și like acestui video. Să trecem mai departe la următorul produs, care este... Habar n-am ce avem aici. Jur. Aaa, știu ce, însă cereale, bă. De la Mr. Ireland, dar bă, 4 mi-am luat. Bă, stai că au chestia aia de marketing cum... Hai! Am pus 2 cereale în coș și cred că era una gratis. După ce am pus-o pe aia gratis, îmi zicea că dacă mai pui ceva de 20 de lei, ai și transportul gratis. Eu am intrat pe site să-mi cumpăr 8 din asta de cereale și m-am trezit că de la prietenii mei de la Mr. Iron am cumpărat 4 cereale. Băieții sunt destul de faini câte am văzut. I-am văzut destul de des pe For You, în secțiunea Ads sau Pay Partnership sau așa mai departe, pentru că sunt destul de puternici cu marketingul. Am înțeles că a fost și la Imperiul Leilor și ăsta este produsul lor pe care o să-l încercăm chiar acum. Hai să vedem cum îs. Alege una și pe aia o încerc. Zi. Asta? Asta chiar nu-mi pare rău că am dat banii, pentru că gen chiar o să le mănânc. Nu știu dacă este cel mai potrivit moment să mănânc așa, pentru că astea se mănâncă numai și numai cu lapte. Adică, cred că am mai văzut ceva psihopați care mănâncă cereale fără lapte. Tu ai mai văzut? Nu. Ca și pe chipsuri. Bă, bă, mă jur că-s bune. Vezi că nu zic pentru vlog sau ceva. Tu știi ce bune e, bă? Crunchy. Au gustul ăla de miere, bă, de la final. Jur că-s bune. Tu îți dai seama cum se astea cu lapte? Cum să moaie lapte? Să moaie cu cearul, mă. Auzi, fără să mă uit, atâta zic, miere, 100%. Și nu știu dacă nu-i cumva ceva vanilie, grâu, orăz, bărz. Bă, acum că zici, ia și e și vegan. E și cu proteine. Echipa, chiar recomand, sunt mega bune.
o să le mănânc cu lapte mâine dimineață. Atunci e momentul perfect. Cereale, 38 de lei. Next. Habar n-am ce e aici. Habar n-am. Ia uite, am cumpărat un înțișor cu zodi, cu ce stă, rac. Băi, drăguț el așa. Sincer, asta e cadou pe care am zis că îl fac lui mama, mă. Și asta este semnul de la zodia rac. Mama mea este rac. Și asta o să fie un cadou pentru ea. Și mergem mai departe. Începe distracția. Avem cubul. Dacă vă mai aduceți aminte din clipul trecut, am cumpărat acest cub care în reclamă lumina în felul următor. Și vom face un test. Vom stinge aici toate lumiile astea. Hai să vedem cum luminează asta. În primul rând, e cu USB-C, ceea ce ador. Opa! Stai să vezi că îl pornesc acum, ia. Fii atent. Bă, ce e asta? Bă, ce e asta? Bă, se vede? Nu cred, n-are cum. Trebuie să aibă ceva buton de volum, de... Trebuie să fie ceva de să... Ah. Op. Bă, nu se poate așa ceva. Băi! Extraordinar. Mă abțin cu produsul ăsta. Vă las pe voi să trageți concluziile. mă, că e cu comandă vocală, mă. Hey, mixi, play Armin Van Buuren. Nu? N-are, mă, nimic de intensitate, asta nu-i boxă, e ventilator sau dracu să-l ia, nu luminează, nu este ce trebuie, nu recomand și mergem mai departe la următorul produs. Când am făcut video-ul trecut, l-am făcut cu Cocom, Cocom a filmat și i-am promis că acest produs îl vom juca oarecum împreună după ce vom veni, după ce va ajunge coletul și așa. Avem aici dosarul detectivului care a costat 145 de lei. Bă, e un preț, vezi că aici nu se plătește produsul, aici se plătește inteligența și creativitatea autorului care a creat efectiv această cursă mortală. Nu-l desface, facem un vlog separat numai cu jocul ăsta, da. Când ne jucăm toți. Da, dar totuși trebuie să, așa un pic, am o chestie, uite, dosarul detectivului. Bă, deci... Eu pe escape-uri, pe din alea escape-uri, rup. Am fost în Budapesta, am fost la toate escape-urile. Am fost la evadarea din Alcatraz, la prins în cub partea 3-a, în multe. Ia uite aici, frumos, avem foi, ia uite. Start, ajutor, detectiv, ia uite aici. Final, poze, trebuie să le punem cap la cap. Ce e? Uite aici, detector de minciuni. Mesaje pe WhatsApp, mi-o da SIM, cine e detectivul, cine îi. Bă, Coco, când o să te uiți la video ăsta, să știi că te aștept să vii să ne jucăm. Împreună cu Raul, suntem trei, îl facem într-o oră. Da, deci ești orașul din România. Bă, am văzut că acolo scria Lugoș, nu știu. Oricum, e pe română. Fii atent, bă, tu ești nebun la cap, ce-ți stas ai făcut, mă, ia. Dosare, justiția locală, poze, efectiv, ia. Dosarul detectivului, 139 de lei, sau cât am zis? Nu știu, dar simt că a meritat. Ce să mai luăm de aici? Luăm ăsta, ce ăsta? Bă, grătar, lasă-l, aia, uite. Avem aici frumos cel mai scump produs din episodul trecut, 400 de lei, am dat pe acest grătar, care arată cam așa. Treaba apare destul de solidă, înăuntru punem aici cărbuni, foc, toate alea, și basically ăsta, aici, frumos, cărbice, chestii, opa. Ia uitați aici frumos, grătarul montat. Bă, eu zic că e ce trebuie. Sincer, dacă vreți să mergeți așa la un grătar și nu puteți să luați dita mai grătarul cu voi, îl luați pe ăsta frumos micuț, l-ați băgat în buzunar. Pe aici intră aerul, frumos, găurele, ce trebuie. Aici, dacă poți să focalizezi, se pun frumos cărbunii sau lemnele sau ce mai trebuie. Iar aici frumos a spus tigaia, oala, ce aveți de pus. Și ați prăjit un mic, un cartofior, un mititel, o chestie, bam, totul în regulă. Ai nevoie doar de treaba asta, de o brichetă și gata, bineînțeles, și de cărniță. Ia, da, husa, ce zici? Pune-ți-o pe cap, căciulă. Hop! Nu merge. Ba, merge. Next! Dă-ți-o jos, dă-ți-o jos. Las-o, mă, că-i fain. ceaiul, mă, ăsta-i ceaiul. Da, da, ceaiurile, exact. Bă, ce packaging stas. E fain. Și avem frumos și o carticică sau un thank you card. Ia ce avem noi aici. Descoperă gusturile tale. Frumos.
preferate, instrucțiuni, ce înseamnă să cultivi. Ce urmează aici frumos, poze, cum au făcut ceaiurile. Avem aici un cadou și avem aici ceaiul în sine. Rupe aici. Bă, ce packaging, ești nebun? Ia, uite, uite, ia uitați echipa. Bă, vezi că e bine. Vezi că e bine rău. Ăsta este de ceai de ananas, merișoare și mentă. Revenim în exact 7 minute, pentru că atâta durează să se infuzeze apa. Ia, am pus frumos aici pică. Hai să vedem cum arată și pliculețul. Ca un ceai, cum să arate. Mirosul este... cum se zice? Cum se stai? Că am uitat cuvântul ăla. Este de mentă. Se simte menta cel mai puternic. L-am pus aici frumos. Facem așa un pic cu el. Așa. Așteptăm 7 minute, după care revenim. După 7 minute de așteptare, am respectat frumos timpul, regulamentar, corect, a venit momentul să gustăm acest ceai, care arată cam așa, adică cum? Ca un ceai obișnuit, dar gustul, în schimb, este... Prima oară când îl gust, pe cuvânt. Cel mai bun ceai din viața mea. Este extraordinar. Ia gustă. Bă, tu știi cum se simte merișoarele? Menta la final. Îți rămâne așa un... A? Chiar e bun. Chiar e bun. Da. Da, subscribe. Următorul articol este o pernă ortopedică pentru gâtleș, ca să dorm mult mai în siguranță și mai confortabil. Ia uite aici. E cu memorie din aia specială. A? Vezi? Ia uite cum a rămas palma. Pune frumos capul și o probăm. Nu te bine. Ce stase. Fai ce bine. Mamă. Cea mai stasă pernă, să mor eu. Așa stați și vă seara pe TikTok. Shout out la toată lumea care se uită la vlogul ăsta așa. Să știți că sunt în asentimentul vostru. Vă uitați așa la vlog. 340 de lei această pernă. Recomand. Trecem mai departe la ultimul produs și cel mai interesant. Ah, e penultimul produs. Penultimul produs este un lănțișor de aur de 24 de carate. Ce vorbești? Ia uite-l. Ia, opa. A? Rezistent, adevărat. Avem aici frumos o inimioară în formă de cerc care se deschide. Se deschide mai greu pentru că aurul este foarte solid. Ia uite. A? Cum e? Frumos, vă mulțumesc frumos, ia uitați. Vedeți ce mesaj avem? Îl punem la gât, echipa, și trecem la cel mai important, ultimul produs cumpărat de pe TikTok, de pe For You, pentru dumneavoastră, în valoare de... Stai așa? Cât era, mă? În valoare de 113 ron. Bă! Gorila! Bă, cum pute! Bă, ce miros! Ai de capul meu! Bă, miroase a Prenatex, ești nebun la cap! Gorila, bă! E gorila, ia! Bă! Ia la bă! Ești frate! Ia la bă, gorila, bă, ești nebun! Opa! Ia! Nici o bucată, dar nu se lipește, e tavan, nu se lipește. Ia! Bă, în reclamă să lipea, ai văzut? Da. Că arunca și să lipea de acolo, da? Dar nu e așa lipicioasă, dar miroase, bă, deci miroase într-un hal. Deci nu-i chiar ca și alealte cu... Că mai ies din astea de modelat și așa, asta e un pic mai diferită, dar nu știu, într-un sens bun sau într-un sens rău, oricum e extraordinar de satisfying. Asta e produsul meu preferat. Coco, ai zis că asta ți-o dau ție, nu? Ți-am promis să ți-o dau. Ce să mai? De fiecare dată când cumpăr ceva de pe, nu știu, Temu, TikTok și așa, un produs e a tău. Data trecută fă la Valeria, de data asta, ia uite gorila. Încă o dată, mă, trebuie să se lipească, mă, de ceva, dacă nu-i dau una de... Nu se lipește. Ah!
Cam astea au fost produsele pe care le-am cumpărat. Am atins valoarea de 2182 de lei echipa. Până la urmă, sper că a meritat acest video. Vă îndemn și pe voi, dacă v-a plăcut acest material, conținut, să dați un like și un subscribe, pentru că pe mine mă ajută foarte mult. Mai era un produs, și anume McDonald's, dar trebuie să vă spun că astăzi, duminică când filmez, ieri a fost sâmbătă și ca ne-ai simțit-o, aseară pe la 2-3 dimineața mi-am comandat Mac împreună cu cameramanul care se uită la mine, Raul, cum o fă burgerul ăla. Trebuia să facem ieri video. N-are nimic, nu mai mergem acum până la Mac, că e târziu și nici nu mai întreb cum am mâncat ieri, așa că o să stau aici frumos, o să fac un grătar, mănânc frumos niște cereale, ne jucăm frumos dosarul detectivului și mergem la Nani, pentru că voi ați dat și subscribe. Noapte bună! Aștept să dai go, mă! Go! Bun! Ai de pui mei, bă, câte tâmpeni am cumpărat efectiv, mă. Bă, dar ce bine arată fructele astea de la ceai, incredibil. Ia trebuie să o dau la cineva, că n-am ce face cu ea, efectiv, și nu cunosc pe nimeni care e naoptat. Dacă vreți careva carte de mate, vă rog să-mi scrieți. Asta chiar o să o citesc. Asta e faină. Da, abia aștept. Bă, dar și cerealele. Bă, jur că-s bun. Sincer, abia aștept să le mănânc cu lapte. Să văd cum o să fie. Ce ai, vezi ce scrie? Ceai în pauză. Bine pe marketing. Ceai de ananas, merișoare și mentă. Ceai, mami mie, poți să-mi spui? Gata ceaiul, poți să-l pui. Ceai. E fain, pulsă mortală, direct, ia, mei, mama alea. Chiar trebuie să-l facem. Eric Popovici. Pușmecă. Ce schimb. Nu deschide până nu ai decis cine e criminalul. Nu zice că te-am vrut, că te-am vrut.